în instanță. A existat o relație cauză-efect între prezența în închisoare a Irenei Udrea și unele dintre ieșirile dumneavoastră publice? Deci aș fi necinstit dacă aș spune că nu. De ce? Pentru că la doamna Udrea, vrând nevrând, cred că știu dosarul la fel de bine ca avocații. Cum asta? L-ați studiat? Nu l-am studiat, dar am discutat mult cu avocații și că n-am avut acces la dosar. Însă am văzut și cererile de arestare, motivarea arestărilor. Am văzut mult. Deci știu bine că totul se învârte în jurul acelei povești cu geanta. Ori acea poveste n-a existat. Sunteți sigur că n-a existat? Eu sunt convins că nu a existat acea poveste.